Bună și bine v-a regăsit! Astăzi miroase a primăvară și cred că simțiți și voi că primăvara se apropie și oricum starea mea de spirit este întotdeauna influențată de vremea de afară, iar astăzi este soare, avem și lalele, florile sunt, cred că, cea mai mare inspirația mea și întotdeauna fac cele mai frumoase poze atunci când am flori și da, dacă avem și soare este perfect! Și vorbim despre parfumuri, desigur, ca de fiecare dată. Am aici o tăviță, plină cu parfumuri. Parfumuri pe care eu le testez de ceva timp și când văd eu că se strâng prea multe, vin aici și vă povestesc și vouă despre ele. O să încep cu un parfum despre care voiam să vă povestesc pentru că eu eram super curioasă despre acesta și vreau să-l și caut. L-am găsit și prima dată vorbim despre Rare Tiffany de la Afnan, un parfum pe care era cât pe ce să-l cumpăr anul trecut când era foarte popular pe YouTube și încă este, adică tot l-am mai văzut pe la diferite persoane din afară, nu de la noi neapărat. Acesta este un parfum cu mult ylang ylang. Avem aici așa, oricum o să vă pun eu pe ecran să-l vedeți mai bine, să știți despre ce vorbesc, dar ca și note are în deschidere ylang ylang, iasomie și trandafir, în mijloc avem mosc, santal și vanilie și în bază avem ghimbir, piper roz și caramel. Deși are ghimbir, să știți că nu mi se pare foarte spicy, mi se pare că în acesta predomină foarte bine ylang ylangul, mi se pare un floral tropical, dulce, dar nu foarte dulce. Eu nu simt așa de bine caramelul. M-am dat și pe mână. Da, nu este un caramel care să iasă în evidență. Ylang ylangul mi se pare că predomină în acesta și aveam așteptări mai mari de la el, sincer. Nu că ar fi în neregulă ceva cu parfumul, doar că aveam eu alte așteptări. Mi se pare potrivit pentru vară pentru că nu este, și pentru primăvară, nu este prea dulce. Mi se pare bine echilibrat, plăcut, dar nu este, nu mi-aș cumpăra o sticlă full size pentru că în acest moment nu este genul de parfum pe care eu îl caut. Dar mă bucur că nu am cumpărat un parfum full size blind buy. Și trecem la următorul parfum care pot să spun că mi-a cam plăcut și vorbim despre Wonderland Peony de la Floral Street. Mi-aș dori să testez mai multe parfumuri de la brandul acesta. Haideți să vedeți și ce note frumoase are. Avem guava, fructe roșii, lămâie siciliană, în mijloc avem flori de zmeur, bujor și violetă și în bază avem, ce să vedeți, vată de zahăr, vanilie, rășini, note lemnoase, cedru și vetiver. Foarte faină compoziția parfumului, dar haideți să mai dăm și ultimul puf pe care îl mai am eu în această mostră. Mi-a plăcut parfumul acesta, nu este el cel mai puternic și cel mai longeviv, dar mi-a plăcut foarte mult mirosul. Da, clar este un parfum dulce și miroase a vată de zahăr împreună cu acele fructe, chiar îmi place foarte mult cum se simte și mi-am și notat aici câteva lucruri. Se deschide dulce fructat tropical cu guava, apoi apare bujorul dulce, parcă însoțit de vată de zahăr și fructe roșii bombonicioase. Da, chiar este un parfum bombonicios, parcă niște fructe îmbrăcate în zahăr și am mai scris că este dulce, echilibrat, fructat, tropical, bombonicios și zaharicios. Da, avem aici fructe tropicale și vată de zahăr. Îmi place foarte mult cum miroase parfumul acesta. Chiar este frumos. V-am zis că nu este cel mai longeviv și cel mai persistent, dar îmi place. Și mi se pare un parfum pe care, un parfum gurmand, dulce, pe care poți să-l porți în perioada caldă, poate și vara, dar nu când este caniculă. Dar îmi place foarte mult mirosul și aș vrea să mai testez și altele de la Floral Street.
Mai departe avem două parfumuri de la Casa Maison Francis Curcian. Am aici Aqua Universalis și Aqua Celestia. Mi-am notat câteva cuvinte despre ele, nu am foarte multe de spus. Despre Aqua Universalis, colonie forte, EDP, mi-am notat că îl simt citric, aromatic, se simte foarte bine lămâia și lăcrămioarele, este un parfum de vară, dar nimic deosebit. Și despre Celestia, mi-am notat că este citric, aromatic, îmi place mult combinația de lime și mentă din deschidere, este fresh, proaspăt, este frumos, dar nu mă dă pe spate, la fel ca și Aqua Universalis. Ei bine, dacă aș primi aceste parfumuri, le-aș purta în perioada caldă, pe caniculă, vara, cu mare plăcere, însă eu nu mi le-aș cumpăra. Adică sunt niște parfumuri frumoase, dar nu au nimic deosebit încât să le cumperi și să dai atât de mulți bani pe ele. Cam atât. Na, ce ar fi de zis despre două parfumuri basic, aș spune eu, de vară. Despre următorul parfum o să vă povestesc mai multe, pentru că este un parfum care m-a cucerit până la urmă. A fost cu Love Hate, vorbim despre Baby Cat de la Yves Saint Laurent. Acesta este parfumul și haideți să vedem și ce note are. Avem mult piper, deci avem așa, piper negru și piper roz, piper negru, elemi, piper roz, mult piper, o deschidere piperată. În mijloc avem olibanum și șofran, în bază avem vanilie de bourbon, piele și cedru. Știți că eu nu sunt cu pielea în parfumuri, din nou, și nici cu piperul. Nu mă așteptam ca acest parfum să-mi placă, însă, și da, pot să zic că la început nu prea m-a atras, mi s-a părut destul de puternic pentru mine, dar tot purtându-l am ajuns să îl ador și sincer de-abia aștept să apară o clonă după parfumul ăsta pentru că mi-o cumpăr direct. Baby Cat. Deci, am scris eu aici că inițial este destul de puternic, miroase ca o geantă de piele nouă, ca atunci când deschizi un pachet cu o geantă nouă. După aproximativ 30 de minute apare o vanilie superbă, zaharicioasă, gurmandă, care împreună cu pielea face o combinație excelentă. Pe piele miroase superb, dar dacă este folosit pe țesături, pielea iese foarte bine în evidență și l-am tot purtat și m-am obișnuit cu mirosul și pot să vă spun că este un parfum absolut superb, un parfum modern, fancy. Da, este un parfum modern, foarte fin și minunat. Îmi place foarte mult vanilia, ați văzut că are foarte mult piper în deschidere, însă nu îl simt așa. Nici cu piperul, nici cu pielea nu mă omor. Aici este o piele catifelată, o piele întoarsă. Nu este genul acela de piele care eu o simt buzi. Da, este o piele care îmi place. Se simte, iese în evidență foarte bine. Însă, împreună cu acea vanilie gurmandă și foarte plăcută, per total, parfumul acesta este superb. Superb și foarte modern, foarte fancy, trendy, cum vreți voi. Îmi place mult de tot parfumul. La început, v-am zis, mi s-a părut destul de puternic, dar m-am obișnuit cu mirosul și da, ce să zic, Yves Saint Laurent, Baby Cat, un parfum după care toată lumea este înnebunită. Trebuie testat și mă bucur că am avut ocazia să-l testez pentru că eram super curioasă. Mai departe am aici un decant. Să știți că multe decanturi pe care le am eu aici sunt de la Andra și îi mulțumesc că am avut ocazia să testez mai multe parfumuri. Avem aici Gold Fresh Couture, despre care și ea spunea că este foarte frumos și da. Se găsește și la un preț destul de bun, a fost o perioadă în care era și mai bun prețul și îl mai așteptăm dacă se poate să vină. Oh, Doamne, cât de frumos este parfumul ăsta! Foarte feminin, fructat, piersicos,
are o deschidere de fructe proaspete și dulci în același timp, dar ce îmi place mie la acest parfum este faptul că are ceva, are acel ceva. Știți că mie îmi plac parfumurile de toate felurile, îmi plac parfumurile de la cel mai mic preț până la cel mai mare preț, dar să aibă acel ceva. Și mie acest Gold Fresh Couture mi se pare că are acel ceva. Sticla nu este cea mai minunată. Și vorbim despre acesta, da? De la Moschino. Are ca și note: pară, mango, piersici albe, rubarbă sau frunză de rubarbă, mandarină, grapefruit. Avem și flori, orhidee, iasomie și lăcrămioare. Și în bază avem vanilie, mosc, akigala wood, santal și patchouli. Cred că acest lemn, akigala wood, îi dă acel iz și îl face să fie un parfum deosebit, dar îmi place. Este foarte aromat așa, foarte armonios, foarte și fructat și floral și feminin și armonios și puțin lemnos. Foarte frumos este parfumul. Dacă vă spun sincer că și sticla îmi cam place, pentru că este așa diferită și nu am nicio sticlă de genul acesta de la Moschino. Probabil că o să mi-l cumpăr și eu la un moment dat, dar chiar mi se pare un parfum foarte frumos și bun la un preț chiar ok. Și revenind puțin la cele două parfumuri, la Baby Cat și la Gold Fresh Couture de la Moschino, să știți că despre Baby Cat, ce să mai zic, este un parfum care persistă bine și este foarte intens, puternic, dar și acesta, care are un preț destul de bun, mi se pare că nu este genul de parfum care dispare imediat de pe tine, ba chiar l-am simțit pe mine, radiază, mi-a plăcut, e ok. Și haideți să trecem la următorul parfum, pe care vă spun sincer că nu l-aș cumpăra, deși este un parfum scump. Vorbim despre Rosa Moceniga de la The Merchant of Venice. Are foarte mult trandafir parfumul acesta, însă combinația nefericită de mult trandafir și lotus miroase a trandafir, ceva metalic, parcă un miros de sânge, serios, chiar se simte așa. Și nu este genul meu de parfum. Până acum cred că mi-aș cumpăra Floral Street, mi-aș cumpăra parfumul de la Moschino și desigur Baby Cat sau măcar o clonă a acestuia. Și că am înțeles eu că o să apar la un moment dat și o clonă după Baby Cat. Revenind la Rosa Moceniga, are o sticlă absolut superbă, este un parfum scump, dar clar nu este pe placul meu, voiam să văd cu ce seamănă. A la Rose, de la Francis, habar n-am, nu-l știu pe acela, dar da, Rosa Moceniga nu este clar pe placul meu. Mai departe vorbim despre un parfum de la Demeter, Devil's Food se numește parfumul, și are ca și note ciocolată mexicană, cacao, grâu, zahăr și vanilie. Este un parfum care miroase foarte bine, miroase a brownie, a ciocolată, prăjitură cu ciocolată. Miroase foarte bine ciocolata aceasta, multă cacao, spicy și amărui, chiar miroase exact ca și pudra de cacao, amărui așa. Din păcate, chiar miroase bine parfumul acesta, dar nu persistă mai deloc. Dar da, miroase chiar a brownie, exact cum spun și ei, mi se pare destul de realist și de bine făcut, dar nu persistă, dispare foarte repede, nu că nu persistă. Dacă tot suntem la capitolul ciocolată, am testat și pot să mai folosesc aici, chiar pot să folosesc parfumul pentru că am un decant de la o doamnă pe care o salut și pe care o pup, pentru Dolce Passione Pantheon Roma. Eram super, super curioasă de acest parfum, acesta este parfumul și notele, uitați ce note are.
trufe, ciocolată amăruie, vanilie, miere, boabe tonka, căpșuni, prune, șofran și mosc alb. Cred că acele trufe îmi dau mie un iz foarte diferit așa, dar pot să zic că miroase a ciocolată cu alune. Simt foarte bine o notă de alune. Simt foarte bine un miros de alune în deschidere. Miroase foarte bine parfumul. Chiar miroase foarte bine. Mai ales în deschidere și îmi place cum se dezvoltă el. Însă ce pot să vă zic este că în uscare, atunci când se usucă pe mine, poate că este aici vorba și despre pH-ul pielii, este un parfum care persistă, l-am purtat, îmi place. Îmi place mirosul și mai ales deschiderea aceasta de alune, ciocolată cu alune. Este foarte cremos, ciocolatos și cu alune. Minunat este parfumul, nu prea îmi place cum se usucă pe mine. Chiar nu. Mă duce în uscare, mă duce cu gândul la tabletele acelea de vitamine cu ciocolată. Din păcate, dar parfumul miroase foarte bine și mai ales pe hârtiuța aceasta și mai ales până să se usuce, după cam o oră așa, nu prea îmi place cum miroase pe mine. Dar da, este un parfum care merită încercat, are și un preț destul de mare și de aceea mi-ar părea rău să nu fie o experiență totală cu un astfel de parfum, să-mi placă și în uscare, să radieze, să fiu nebunită după el. Nu este cazul. Și un alt parfum pe care nu l-aș cumpăra este acest Lily de la Theodoros Kalotinis, care are în deschidere fructe exotice, în mijloc are crin, lăcrămioare și în bază are patchouli și vanilie. Deci, Kalotinis, când vrea să facă un parfum floral puternic, păi floral puternic îl face pentru persoanele care vor un floral puternic, deci este un crin aici. Mă duce cu gândul la mormântare, sincer, parfumul ăsta nu îmi place absolut deloc. Mi se pare foarte intens, dar nu este un... Da, crinul, desigur, mă refer aici la crin. Îmi place foarte mult crinul în cocaine de la Frank Beauclair. Ei, aici este desigur ceva mai artistic, un crin întunecat, nu simt fructe, miroase urât, sincer, deci parfumul acesta chiar nu-mi place. Foarte puternic și întunecat așa, un miros amărui. În general, dacă vreți să vă cumpărați parfumuri de la Kalotinis, trebuie să fiți foarte atente la parfumurile florale. Știți că nu m-am înțeles nici cu plumeria și acela mi se pare prea puternic, un floral prea puternic și interpretarea este diferită pentru plumeria. Poate că este chiar floarea naturală. Aici nu o simt floarea naturală. Știu cum miroase crinul. Dar plumeria, da, este diferită în toate parfumurile, este altfel, însă în parfumul de la Kalotinis chiar am simțit că este o floare naturală, dar o prefer pe cea sintetică, ce să zic, mirosul acela sintetic mai degrabă, dar nu m-am înțeles, îmi dădea dureri de cap parfumul. Acesta este puternic și mi-a plăcut. Dintre floralele acestea puternice, mi-a plăcut mai mult Gardenia. Deci acela era un parfum pe care am avut doar o mostră, dar aș fi putut să-l port. Însă, în orice caz, floralele lui Kalotinis nu sunt de cumpărat blind și nici nu sunt prea sunt pentru mine. Vreau Velvet Chocolate. Am văzut că vorbea și Luminița despre el și i-a plăcut și ei foarte mult. Am mai vorbit și cu voi despre el și cred că o să mi-l cumpăr până la urmă, că și așa sunt obsedată de Coffee Addict. Și în bază are note verzi, vetiver și note lemnoase. Foarte frumos și foarte armonios, plăcut, îmi plac mult de tot și sticlele.
de la Baeredo. Acesta are o deschidere armonioasă și feminină și foarte plăcută. Este un parfum care te bine dispune, dar și un uscare miroase foarte bine. Un miros natural și plăcut și finuț, da. Da, îmi place parfumul. Și trecem la următorul parfum care se asortează foarte bine cu florile mele de astăzi și vorbim despre La Tulip de la Baeredo, un parfum care m-a cucerit. Eu am mai testat de la Baeredo doar Palermo, care nu mi-a plăcut, însă în rest am mai testat Clone. Acesta îmi place mult de tot, este un parfum natural de primăvară-vară, proaspăt, verde, floral, feminin, diafan. Îmi place mult de tot mirosul și are în deschidere, chiar are o deschidere foarte frumoasă, este un parfum armonios, așa, per total și curat. În deschidere are frezie, ciclamă și rubarbă, în mijloc are... Și haideți să trecem mai departe, să vorbim despre această ciudățenie de la Eldo, Etat Libre d'Orange, La Fin du Monde. Place parfumul acesta, cred că asta este sticla. Și haideți să vedeți aici ce note are ciudate. Avem popcorn, praf de pușcă, semințe de morcov, stânjenel, susan, styrax, piper negru, chimion, ambretă, vetiver, lemn de santal și frezie. Am vorbit despre mai multe parfumuri de la Eldo, dar am uitat să-l includ și pe acesta, care, ce să vedeți, îmi cam place. Așa ciudat cum e el, sunt parfumuri mai grele, mai ciudate, care chiar îmi plac. Da, are o deschidere ciudată, afumată, praf de pușcă. Dacă nu aș fi știut că are praf de pușcă, nu aș fi știut să vă spun a ce miroase. Cu siguranță ceva dark, cărbune, poate v-aș fi spus că mă duce la ceva, cu gândul la ceva negru, și totuși sunt influențată pentru că știu notele, dar și ceva dulce. Acel caramel împreună cu acel praf de pușcă destul de puternic, mi se pare așa ceva mai dark, combinat cu ceva gurmand, și rezultatul este ceva ciudat, dar plăcut. Îmi place parfumul ăsta. Nu cred că este genul de parfum pe care să-l port oricând. Nu este un parfum versatil. Nu simt florile, nu simt toate lucrurile alea acolo. Este o combinație, totul este combinat acolo și rezultă un miros dulce, dar puțin afumat. Nici nu știu să vi-l descriu, chiar este un miros ciudățel, clar nu este un parfum de luat blind, dar îmi place. Prada Paradox, ceea ce este minunat. Îmi place Prada Paradox, îmi place și parfumul Fame și sunt de la Edosa cele două. Sunt noi pe parfumat.ro și voiam să vă zic despre aceasta, 509 Black Orchid, bineînțeles o clonă după Tom Ford, că îmi place calitatea parfumurilor de la Edosa și prețul super ok, dar mai ales după Black Orchid pot să fie in your face aceste clone, pot să fie atât de exagerate încât să deranjeze. Ăsta mi se pare destul de ok și chiar este plăcut, nu este atât de intoxicant. Nici parfumul nu este, pentru că eu am parfumul și este unul destul de elegant și de plăcut și de misterios, așa. Unele clone după Black Orchid chiar pot să fie atât de exagerate încât să fie enervante și nu am nicio treabă cu parfumul, însă aceasta mi se pare foarte bine făcută. Și dacă vreți să faceți cumpărături de pe parfumat.ro, aveți codul meu de reducere cu 10% discount. Voiam să vă mai spun și faptul că
Acest cod vă aduce și vouă 10% discount, dar îmi aduce și mie un comision și nu este un secret. Acolo în contul meu se strâng niște bănuți, voi primiți această reducere și eu cumpăr parfumuri pe care să le și testez, să vă povestesc și vouă despre ele și da, nu este, nu sunt plătite de parfumat.ro, nu vin bani de la voi, ci doar dacă vă doriți să comandați, aveți și voi un beneficiu, am și eu un beneficiu și cam asta este povestea cu codurile de reducere. Poate vă întrebați de ce mereu vă spun, pentru că și eu aș vrea să testez mai multe parfumuri, dar deja am o colecție destul de mare și mi-aș dori să testez cât mai multe parfumuri și să vă povestesc și vouă despre ele. Sunt o iubitoare de parfumuri, poate să fie o reducere și pentru mine. Și mai am aici două parfumuri. Am Ananda de la Mikalev, un parfum pe care îl văd eu tot așa mai de primăvară-vară. Foarte plăcut și el, foarte natural. Are în deschidere pară, prune, coacăze negre, lămâie, în mijloc are multe flori, mimoză, iasomie, violetă, ilang ilang și trandafir și în bază are mimoză, mosc alb și vanilie. Da, este un parfum foarte plăcut, mie îmi plac parfumurile de la Mikalev. Îmi place mai mult Ananda Dolce, de exemplu, decât Ananda, dar și acesta este un parfum plăcut, este mai proaspăt, este mai light, mai puțin dulce decât Ananda Dolce, dar cred că o să mi-l iau totuși pe Ananda Dolce la un moment dat, pentru că am văzut niște prețuri bestiale, nu știu dacă mai sunt, dar o să mă uit. Și mai am aici un decant, mai am un strop de Mansera Holiday și voiam să vă întreb dacă vreți, că eu am Coco Vanil în colecție și voiam să fac un video în care să vă vorbesc despre Holiday și despre Coco Vanil, să vă spun despre diferența dintre ele și cât de mult seamănă, pentru că eu atunci când am vrut să-mi cumpăr Coco Vanil am fost între Holiday și Coco Vanil și citeam că sunt destul de asemănătoare, am ales Coco Vanil, dar eu am constatat că cele două seamănă, dar nu răsar. Da, în fine, îmi spuneți, eu oricum o să fac acel clip, să mai vină un pic căldura și sunt două parfumuri pe care, bine, pe Coco Vanil poți să-l porți oricând, dar în general sunt tropicale de vară. Și da, mai am unul, am uitat, au fost destul de multe parfumuri, sper că nu v-ați plictisit, dar voiam să vă povestesc puțin și despre Orange Sanguin de la Atelier Colonie. Să știți că mie îmi plac foarte mult aceste parfumuri de la Atelier Colonie, îmi place și acesta, este un miros fresh, zemos, îți lasă gura apă, doamne cât de bine miroase, cât de bine miroase. Cât de minunat este acest parfum. Avem portocală sângerie din Italia, geranium din China și santal din Australia. Un citric lemnos de vară, zemos, suculent, delicios, proaspăt, proaspăt și foarte natural. Îmi place parfumul, îmi plac aceste parfumuri. Să știți că mi se par cele mai efervescente așa parfumuri de vară, dar mi-a plăcut foarte mult și Pomelo Paradis și dacă ar fi să-mi cumpăr unul de la Atelier Colonie, primul ar fi Pomelo Paradis. Mi-a plăcut super mult și acela miroase a tot a citrice, dar a bombonele cu lămâie, ceva de genul, dar îmi place și acesta. Și acum chiar că o să închei acest clip. Sper că v-a plăcut, aștept cu mare drag comentariile voastre, vă aștept și pe Instagram, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, mă găsiți și pe Instagram și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa! Baby.